Vaccinul sau testul negativ COVID-19 ar putea deveni obligatorii pentru oricine dorește să se distreze în această vară în grupuri mari de persoane. În urmă cu 2 ani, 10.000 de oameni petreceau chiar pe această plajă. La fel s-ar putea întâmpla și în acest an, spun organizatorii, ne vor ține într-un număr mult mai redus de câteva mii, dacă înainte de intrarea la festival se va prezenta un test negativ care să ateste că participanții nu sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2. Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei au format un grup de lucru în care sunt discutate propuneri pentru eliminarea restricțiilor și noi condiții pentru participarea la diverse evenimente, fie că vorbim de Neversea, Sunset, Summerwell or Dakini. În timp ce unele persoane abia așteaptă să participe la festivaluri, altele sunt mai reticente și spun că vor merge să se distreze doar în condiții de siguranță. Ai fost până acum la Neversea? Da, am fost de 2 ori. Ok, ai fi dus în condiții normale? Nu neapărat, există un risc destul de măricel de a te infecta, dar cu niște măsuri de siguranță și precauție, eu cred că s-ar rezolva toate chestiile astea. Da, suntem de acord, normal. Să fie un test COVID contra... Da, să fie ori vaccinat, ori vaccinare. Așa ar trebui să fie procedat nu doar la festival, ci la toate cluburile. La tot. Cluburi, restaurante, orice. Totul așa ar trebui. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru certificatul digital de vaccinare valabil la nivel comunitar, în încercarea de a impulsiona sectorul turismului grav afectat de pandemie. Totodată, statele membre au fost îndemnate să finalizeze suportul logistic pentru a putea implementa această propunere. Pentru a preveni discriminarea persoanelor care nu sunt vaccinate, Comisia propune crearea nu numai a unei adeverințe de vaccinare interoperabile, ci și a unor adeverințe de testare pentru COVID-19 și a unor adeverințe pentru persoanele care s-au vindecat.